Dezbaterea de la Chișinău a fost urmărită cu interes și de moldovenii din România. Cu gândul acasă și la viitorul care se joacă în scrutinul prezidențial de peste o săptămână, toți speră că dreptatea și nu banii și corupția vor învinge Moscova. Vor învinge Moldova. În general, situația în țară e destul de tensionată pentru că temerea pe care o am eu personal este ca coaliția prorusă să nu se coalizeze și mai mulți toți candidații și respectiv Maia Sandu, care e singurul candidat pro-european, să practic să nu iasă în turul 2, să nu câștige, să nu fie președinte și mi se pare că asta ar frauda parcursul nostru european. Viitorul meu, viitorul familiei mele și viitorul copiilor mei. Din păcate, situația în Republica Moldova la momentul de față este foarte tensionată și foarte descurajătoare, pentru că oamenii sunt manipulați și sunt manipulați foarte urât prin intermediul banilor, care desigur că joacă un rol mare pentru ei și asta mă descurajează foarte mult și mă face să lupt și mai mult pentru dreptate și pentru adevăr. În Republica Moldova lucrurile sunt complicate pentru că întotdeauna societatea este împărțită în două. O parte din cetățeni privesc spre est, cumva își amintesc de un anumit trecut sovietic și o parte din societate își dorește să fie integrată în Uniunea Europeană.